fitoaromaterapie și totodată lector de Ayurveda în cadrul AMN. Am ales să vă prezint azi cazul unei femei de 48 de ani care a suferit de un edem limfatic la unul din membrele inferioare în urma unei operații de îndepărtare a uterului și a ovarelor datorate unei tumori prezente în această zonă. Am ales să vă prezint acest caz din două motive. Unul, pentru că edemul limfatic și cel postchirurgical, dar edemul limfatic în general, odată ce a fost declanșat și mai ales dacă ajunge la anumite faze avansate, pur și simplu nu are un tratament cunoscut. Cel puțin în medicina alopată, ceea ce se poate face pentru aceste persoane sunt și de ajutor, într-adevăr, diminuându-le simptomele și încetinind progresia edemului limfatic, sunt masajele de drenaj limfatic, compresia multistrat, ciorapii compresivi, anumite exerciții fizice și fizioterapia. Pe de altă parte, am ales acest subiect și datorită faptului că este o afecțiune care a crescut dramatic în ultimii 20-30 de ani și datorită creșterii pur și simplu sau exploziei de cazuri de boli oncologice și care în urma operațiilor chirurgicale care se realizează, odată cu îndepărtarea ganglionilor limfatici, ajung să dezvolte acest gen de complicații a edemelor limfatice. E de reținut faptul că edemul limfatic, și mai ales că acum vorbim în special de edemul limfatic postchirurgical, poate să apară imediat după intervenția chirurgicală, poate să apară la câteva luni, la câțiva ani sau la câteva zeci de ani, sau poate să nu apară niciodată. Asta și datorită faptului că sistemul limfatic are o rezervă foarte mare și poate prelua pentru o anumită perioadă de timp limfa în exces. De obicei se produce o stagnare a fluidului limfatic și asta ajunge să extravazeze din vasele limfatice și să ajungă în țesuturi, în loc ca el să circule și să ajungă practic unde ar fi normal să ajungă, la nivelul sângelui. Din punct de vedere ayurvedic, și edemul limfatic, dar și apariția tumorilor se încadrează la așa numită entitate de boală, numită limba sanscrită svaiatul, și care are ca substrat pur și simplu o întrerupere a curgerii libere a energiilor și la nivel fizic chiar a fluidelor. Și asta se concretizează fie printr-o stagnare, cum e cazul, în cazul acesta particular a limfei, la nivelul vaselor limfatice și apoi extravazarea în țesuturile din prejur, sau o conglomerare de masă, cum este cazul tumorilor. Pe de altă parte, se știe că în cazul acestor afecțiuni din grupa svaiatu, un factor patogenetic este inflamația. Și aceasta se corelează cu descoperirile din ultimii ani, chiar și din medicina clasică, care spune că tumorile se formează practic într-un mediu dominat de inflamație. Știind toate acestea, am putut, ca luând aceleași măsuri terapeutice, să ne adresăm ambelor situații. Și în ce au constat acestea? Dar înainte să vă spun pe scurt povestea acestei paciente, istoricul. În noiembrie 2017 a fost diagnosticată cu tumoră uterină, s-a făcut o îndepărtare a uterului, dar în urma analizelor s-a constatat că tumora canceroasă a fost extinsă și în vecinătate, motiv pentru care în februarie 2018 se reintervine chirurgical. De data aceasta se îndepărtează inclusiv ovarele și ganglionii din zona inghinală. La aproximativ 6 luni după această intervenție chirurgicală au început să apară edemele limfatice. Și treptat, ea a luat și în greutate.
fiind conștientă de seriozitatea situației, a început să aplice unele metode, cum ar fi masajul de drenaj limfatic, compresia multistrat, anumite exerciții fizice specifice, dar rezultatele au fost aproape insignifiante. Nu a fost mare diferență. Ea a continuat să facă acestea timp de aproape un an de zile. De fapt, eu am întâlnit-o cam la 9 luni din momentul declanșării edemului limfatic, perioadă în care piciorul luase foarte mult în volum, piciorul stâng, pielea avea culoarea modificată și acuza dureri și era foarte dificil să se deplaseze și, în plus de asta, starea ei psihică era din ce în ce mai deprimată. În plus de asta, într-un an și 3 luni de la operație, a câștigat în greutate 19 kg, ceea ce era destul de mult. Ei, în momentul primei consultații, care a fost destul de scurtă și datorită faptului că ea locuiește de fapt în altă țară, m-am adresat în primul rând bolii de bază și inflamației. Pentru aceasta am introdus anumite modificări în dieta ei. I-am indicat dieta vegană pentru a reduce inflamația generală din corp. Totodată am rugat-o să nu consume deloc zahăr sau produse care conțin zahăr, făină albă și orice fel de produs alimentar prelucrat și rafinat. Practic a avut o dietă bazată pe vegetale integrale și care să includă o mare parte din ele și consumul lor în stare crudă, sub formă de salate sau sucuri din frunze verzi și fructe proaspete. La această dietă i-am adăugat polenul crud și practic micul ei dejun consta într-un shake din fructe de pădure, care sunt puternic antioxidante, antiinflamatoare, și o anumită doză de polen crud, pe de o parte pentru efectul antiinflamator și antioxidanții de care ea oricum avea nevoie și pe de altă parte deoarece polenul este un produs foarte complex și foarte bogat. Acoperim practic aproape toată gama de nutrienți de care avem nevoie. Proteine cu aminoacizi esențiali, acizi grași, omega-3, glucide complexe, antioxidanți, probiotice, inclusiv fibre. Acesta a fost demersul principal la care am adăugat o singură plantă. O plantă poate mai puțin cunoscută de către majoritatea, dar pe care în cadrul cursurilor de Ayurveda am învățat-o și eu personal am folosit-o foarte mult în diverse situații. Această plantă este lipicioasa, cu numele ei științific Gallium aparine, și care se potrivea foarte bine în cazul acestei situații. Pe de o parte, ea are acțiuni descrise și certificate ca fiind antioxidante, antitumorale, dar pe de altă parte este un foarte bun stimulator al circulației limfatice, un foarte bun decongestiv limfatic. Și am considerat că în această situație se potrivește foarte bine pentru ambele situații, și pentru boala de bază, cea oncologică, dar și ca antiinflamator și ca și decongestiv limfatic. Și persoana în cauză, pe lângă dietă, a adăugat, și acesta a fost singurul ei, așa, singura ei terapie naturală, infuzie din lipicioasă, 1,5 litri zilnic. A observat deja că după 3 săptămâni edemul limfatic a început să scadă, piciorul a scăzut în dimensiuni, durerile au început să fie din ce în ce mai rare și practic la 8 săptămâni de la adoptarea acestei diete la care a combinat planta lipicioasă, edemul a remis complet. Piciorul ei are dimensiuni și aspect normal, nu mai are nicio durere, starea ei de spirit s-a îmbunătățit foarte mult și este hotărâtă să continue pe această cale. A observat totuși un lucru, că în zilele în care șade prea mult, și ăsta este un aspect la toți pacienții cu edem limfatic, sau în zilele în care nu mai consumă lipicioasă, tinde să reapară puțin din edemul limfatic, motiv pentru care
a devenit foarte atentă și pentru că nu mai vrea să se întoarcă la starea de dinainte, a decis să continue această dietă și să folosească această plantă. Și starea ei se menține în continuare foarte bună. Vă mulțumesc!